Mai întâi de toate, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, părinte profesor Holbea și doamnei Silvia Corfescu, că după prezentările dumneavoastră, îmi place și mai mult cartea. Nu știam așa de toate momentele pe care dumneavoastră a știut cu maestrie să le scoate în evidență. Am scris-o odată și a rămas acolo și acum mi-ați adus aminte de multe dintre ele și mai ales mi-ați adus aminte de figura părintelui Stăniloae. Da. De părintele Stăniloae care acum un an sau doi de zile cineva de la revista de teologie din București m-a rugat să scriu ceva despre părintele Stăniloae și am intitulat Părintele și profesor sau profesorul și părintele, pentru că părintele a fost în egală măsură și părintele și profesorul meu, care mi-a purtat de grijă tot timpul și el s-a gândit foarte bine unde să mă duc. El a studiat în Germania filozofie, teologie și a zis că ar fi foarte bine și pentru mine. Și m-a trimis propriu zi la un alt părinte, la un alt părinte german, care era în felul lui, cam ca el. Și atunci așa m-am gândit ce bine s-a gândit părintele unde să vin. Și așa am ajuns la Heidelberg și în legătură cu cartea aceasta, ce să vă spun, m-a întrebat cineva că de ce am scris-o. De a ști omul ce ar păți, dinainte s-ar feri. Pentru că n-a fost ușor și a durat câtva timp, mai ales că eu n-am lucrat la ea în continuare, ce a trebuit să întrerup mereu, având trei parohii, pe vremea aceea aveam și Europa Liberă, aveam și parohiile, și predam și la universitate și mi-a intrat în cap pe vremea aceea că pot să fac trei lucruri dintr-o dată, ceea ce nu este adevărat. O oră are mereu numai 60 de minute. Pentru mine a fost o perioadă foarte frumoasă la Europa Liberă, pentru că am reușit să plătesc ce am primit. Am fost dat afară de la orice fel de școli, numai la teologie am putut să ajungem și în felul acesta, având această libertate totală, mi-am permis să mă folosesc de ea și pot să vă spun că fiecare emisiune a însemnat pentru mine o baie sufletească. Și mai ales am învățat, pentru că am predicat câțiva ani de zile, am învățat să văd că în același text din Sfintele Evanghelii, că la noi se repete textele Evanghelilor în fiecare an, în fiecare an pot să vezi mai mult și mai profund în fiecare text. Că ele sunt inepuizabile, pentru că sunt gândite și formulate de Domnul nostru Iisus Hristos, care a pus în ele toate posibilitățile de care aveam nevoie și toate răspunsurile la ele. În legătură cu această carte, vreau să vă spun că, în primul rând, văd acum imaginea este o icoană și doamna Silvia Corfescu a făcut-o așa ca și când l-aș fi avut pe Iisus Hristos în fața ei. Așa de viu și de frumos l-a prezentat, că m-am gândit trebuie să se fi întâlnit doamna Corfescu cândva cu Iisus Hristos ca să poată să-l prezinte în forma aceasta. E icoana dumneavoastră, părinte. Da, așa este icoana mea, este icoana din camera mea. Este făcută de doi pictori, de o doamnă și un domn, care mi-au dat-o acum câțiva ani de zile și pentru că m-am protejat până acum, nici nu m-am gândit să aleg o altă icoană. Și motivul pentru care am scris-o este, cum vă spuneam, am observat la foarte mulți dintre credincioșii noștri că noi credem că știm destul de bine despre Iisus Hristos. Nu este adevărat. Dacă ne întrebăm și ne punem întrebarea ce știm noi despre El, observăm că știm nu mult, ci puțin.
Lucrul acesta descrește cunoașterea lui în țara din care vine, în Germania, în Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Sunt emisiuni și mai ales interviuri, întreabă ce sărbătorim noi de Paște. Să uită și nu știu să răspundă. Cum este posibil în ziua de astăzi să nu știi cine este Iisus Hristos? Cum e posibil să citești tot felul de baliverne din tot felul de reviste însemnate și mai puțin însemnate, să-ți împuiesc capul cu astfel de cunoștință și să nu știi cine este Iisus Hristos? Și asta a fost un motiv pentru care m-am gândit că poate interesează pe mulți să află cine este El. În același timp, confruntându-mă în Germania cu concepția unor neurofiziologi, neurochimiști, care spun că noi nu avem suflet și nici spirit și nici eu nostru personal, conștiința de noi înțeles sunt cuvinte goale, așa ceva nu există, pentru faptul că ei le-au căutat în creier și nu le-au găsit acolo. Deci creierul pentru ei este o materialitate și dacă au căutat greșit, pentru că sufletul, spiritul nostru din natură spirituală și nu poți să le depistezi cu obiecte, cu instrumente medicale, pentru că poți să le cauți acolo cât vrei, dar nu le găsești. Eu credeam că materialismul acesta de care am suferit noi atâta vreme a fost depășit. Și când văd acum oameni de știință care spun lucrul acesta, mă cutremur. Și din cauza aceasta am zis că poate este bine să discutăm capitolul acesta, tema aceasta, sufletul, spiritul nostru, eu nostru personal, identitatea noastră personală. Mi-aduc aminte de o frază pe care o mamă îi spune copilului lui să învețe, să învețe cu creierul lui. Și el îi spune, nu mamă, nu cu creierul, eu învăț, nu creierul. Pentru că creierul nostru stă sub comanda spiritului nostru, a sufletului nostru. Noi nu primim. Creierul nostru calculează, împarte, face alte operații. Deci dacă ei îl caută în creier, cu siguranță că nu-l găsesc, nu și-a dat însă seama în entuziasmul lor științific că l-a căutat la locul greșit. O altă temă care pe mine m-a preocupat în această carte este problema începutului Universului din punct de vedere științific. Sunt foarte multe studii în această privință și se spune că Universul nostru a luat ființă, imaginați-vă un bob de orez. Și a zis bob de orez, îl faceți de miliarde, de miliarde, de miliarde de ori mic. Așa de mic când nu vă puteți imagina. Și ce a mai rămas din el, puținătatea asta din el, a explodat. Și a făcut explozie așa de mare și cu așa de putere și cu o căldură de miliarde, de miliarde de grade și într-o fracțiune de secunde de miliarde, una mică, și de acolo s-ar fi născut lumea, Universul nostru. Nu știe nimeni ce a fost în el, nu l-a măsurat nimeni, și află ce combinații s-au întâmplat în acest punct minuscul, dar pot să spună cu gura mare că de aici a început Universul. Și nu a început așa oricum. Din întâmplare și din nimic. Două lucruri deodată imposibile. Din întâmplare și din nimic. Și noi trebuie să ne mulțumim cu afirmațiile acestea. Adevărul este că sunt o mulțime de alți oameni de știință care contrazic. Este un capitol interesant pentru că aflați din capitolul acesta dimensiunile enorme ale Universului, că Soarele nostru, Pământul nostru, intră în Soare, ne imaginăm două baloane, de 1.250.000 de ori. Și Soarele nostru este micuț în comparație cu altele. Și așa mai departe. Și la început este vorba despre locul omului în Univers. Principiul antropic, așa se cheamă. Cât e Universul de mare?
Și cât suntem noi de mici în comparație cu El, omul este în centrul Universului. Noi suntem mai însemnați decât tot Universul. Pentru că Dumnezeu nu l-a făcut pentru El, l-a făcut pentru noi. Principiul acesta antropic ne spune de însemnătatea noastră în nemărginirea acestui Univers. S-ar putea să se mai găsească și alte făpturi pe alte planete, să presupune deocamdată. Poate să găsească câte vor, nu vor fi niciuna ca noi, vor fi altcumva, dar ca noi, nimeni. Și e bine să știi lucrul acesta, că suntem unici în felul nostru și din punct de vedere științific și suntem ales unici pentru că Dumnezeu așa ne-a făcut. În mijlocul acestor creaturi, numai noi suntem aceia care suntem atât de însemnați în Univers, pentru că noi suntem aceia care înțelegem, care gândim, care percepem măreția Lui. Fără această înțelegere a noastră, n-am fi nici noi atât de însemnați în mijlocul lumii acesta. Ce să vă mai spun? Este un capitol însemnat despre moarte. Dar vreau să vă spun, am avut discuții, întâlniri cu o mulțime de credincioși prin parohiile mele și mai ales când sunt oamenii mai în vârstă și sunt aproape de moarte, ei și întreb dacă le e frică de moarte. Un domn, un doctor la Frankfurt, s-a uitat la mine zâmbind și a spus: Părinte, am în fața mea o întreagă veșnicie. Nu-i adevărat? Deci cine știe unde se duce, cum este atât de cutremurat ca cel care nu știe. N-am în fața mea o întreagă veșnicie. Un alt domn, pe care l-am întrebat și pe el, suferea de leucemie, nu se mai putea mișca, când l-am întrebat dacă e frică de moarte, s-a apropiat în coadă așa un pic, s-a ridicat sus, a zis: O primești cu pieptul deschis. Asta vă spun dumneavoastră și mie, ca să știm ce facem, cum reacționăm când vom ajunge acolo. Și mai există o expresie românească de care m-am ocupat în carte. Domnule, te trezești mort. Vreau să spun în primul rând că poate să te surprindă moartea foarte repede. Însă are un alt sens. Cum te trezești dacă ești mort? Cum te mai trezești că ești mort? Mai este ceva din tine care știe că tu ești mort. Așa trebuie să înțelegem expresia aceasta. Mai este cineva din noi, când suntem morți, care spune că eu sunt mort. Dar am conștiința, totuși e ceva care ne spune că nu suntem chiar morți. Și trebuie să știm un lucru, că în teologia protestantă și catolică se neagă în ultima vreme că sufletul nostru rămâne necuprins de moarte. În teologia noastră, teza aceasta n-a fost formulată, n-a îndrăznit nimeni să spună că știe dacă sufletul nostru moare, pentru că n-are de unde să știe. Noi știm însă, de la Domnul nostru Iisus Hristos, știm că avem în Sfânta Scriptură o mulțime de expresii că sufletul nostru nu moare. Și mai ales, trebuie să știm un lucru, când cineva este în comă și nu mai înțelege absolut nimic, vorbind cu el sau cu ea și nu mai dă niciun fel de reacție că trăiește. Să vorbim cu ei pentru că înțeleg că ei mai au și suflet. Dacă trupul lor este așa de bolnav, de nu mai poate să mai se miște, rămâne în ei sufletul lor viu, care însă nu mai poate comunica cu noi, pentru că comunicarea sufletului cu noi se petrece prin mijloacele trupului. Și dacă ele sunt terminate, atunci nu se mai poate. Dar să vorbim cu ei, pentru că aud, înțeleg. Și noi când plecăm din lumea aceasta, nu plecăm cu mâna goală. Identitatea, personalitatea noastră a fiecăruia nu dispare. Și noi când plecăm, plecăm cu sufletul încărcat. De tot ce am văzut, am auzit, am făcut, toate acestea se imprimă în sufletul nostru. Și când ne despărțim de noștri, pe lor și pe ei în sufletele noastre,
așa cum și ei rămân în sufletele noastre. Dar când ne despărțim de ei, plecăm cu tot ceea ce am trăit împreună în familie și așa mai departe. Și deci, sufletul nostru nu e chiar de gol, cum se spune, și cum pretind alții că nici nu există, ci noi să știm un lucru, să ne pregătim pentru că sufletele noastre să fie încărcate de toate bunătățile din lumea aceasta. Mi s-a întâmplat odată, într-o grădină foarte frumoasă, cu lalele de primăvară, un câmp de lalele cu tot felul de flori. Venise multă lume să vadă și am întâlnit o familie, venea de la 100 de kilometri să vadă grădina aceasta este vestită. Și întâmplarea face ca să intru în vorbă cu Domnul și care admira această grădină și l-am întrebat, noi așa că noi când murim, luăm florile ăștia cu noi? Și el a zis, le luăm pe toate cu noi, culorile pe toate le luăm cu noi. Și l-am provocat, unde le luăm cu noi? Păcum, cu sufletele noastre. Și unde e sufletul mital al meu? Păi sufletul sunt eu, din mine e sufletul meu. Și m-am uitat, nu avea pregătire specială în această prezință, dar a intuit foarte bine ce este sufletul în noi. Mai întrebați-vă și pe oastră ce să vă mai spun, că poate aveți întrebări. Este un mare teolog, este un mare teolog protestant. Dacă un preot catolic, cred că, da. Nu știu, mi se pare, cum spune, este o mare noutate. Da, este, dacă... Nu e vorba aici de confesionalism, da, nu, sigur că este noutate, sunt totuși o persoană care m-a citit, așa că te-o da, așa este, așa. Și, totuși, atunci catolicii nu-și îmbogățesc sufletul, nu se gândesc, nu și pregătesc pentru lumea care vine? Nu știu dacă se pregătesc, sigur că pot și pregătesc, nu e așa că nu pregătesc, însă teologul, un mare teolog, Karl Rahner, pe care l-au citit toți și pe care l-au citesc, spune că când murim, moare și trupul și sufletul. Și mai au o teorie ei că dacă n-ar muri sufletul nostru, Dumnezeu înseamnă că, pe lângă Dumnezeu, mai este ceva nemuritor. Și vor să apere nemurirea dumnezeiască, negând nemurirea sufletului. Sigur, să facem un apel să treacă absolut toată lumea la ortodoxia. Da, să aibă sufletul nemuritor. Altfel e o mare tristețe viața noastră. Îmi pare rău. Da, să nu treacă, lăsați-i acolo unde sunt, că sunt bine la ei. Vă spun acum, există printre preoții noștri și unii care... I-am auzit de la mulți credincioși care te duc în bine România și vin înapoi și au vorbit cu preoți ortodoxi și le-am spus să nu cumva să intre într-o biserică catolică. Și ne-am văzut ce deși să nu intre. Păi ăștia nu ascultă de noi. Ăștia trebuie să ascultă toți de noi. Da? Imaginați-vă și dumneavoastră cât de modești suntem noi dacă așteptăm că toată lumea se depinde de noi. Și o femeie din parohia mea, de la Stuttgart, a fost în România, asta de vorbă cu un călugăr sau cu un preot, și în discuția cu el a spus că soțul e catolic. A zis el, Doamnă, tu de acasă repede, de spate de el, că mântuirea dumitale e pierdută. Și a venit, crezând că așa este la mine, să se despace de soțul pe care îl cunoșteam, avea o fată, era profesor la liceu, și am spus, Doamnă, eu pe dumneavoastră știu că ești femeie normală la cap, dar părintele n-a fost. Cum se spune așa ceva bine? Bineînțeles. Știți ce spun francezii? Rien ne donne l'idée de l'infini cum la bêtise humaine. Așa este. Un elbic este. Da. Da.